În timp ce NATO, Statele Unite ale Americii și ONU nu, re nu recunosc pretinsul plebiscit organizat de Rusia în teritoriile ocupate și susține integritatea teritorială a Ucrainei, separatiștii din Donetsk și mass media controlată de Kremlin anunță o victorie la pretinsul referendum care prevede anexarea teritoriului ucrainan. Liderii mai multor țări au calificat că acestea au fost trucate și s-au desfășurat în condiții de război, motiv pentru care nu vor fi recunoscute niciodată totodată, Ministerul Ucrainan de Externe a calificat drept un spectacol de propagandă exercițiul în regiunile ocupate Herson, Zaporojie, Lugansk și Donetsk, care nu are nimic comun cu voința cetățenilor. Așa zisa Comisia Electorală Centrală a Nerecunoscutei Republici Populare Donetsk a anunțat după încheierea numărării buletinelor de vot că pentru anexarea la Rusia s-ar fi pronunțat aproape 99% dintre alegători, anunță agențiile de presă ruse. În consecință, la mai bine de jumătate de an de la începutul invaziei ruse în Ucraina, cele patru regiuni ucrainene, Donetsk, Lugansk, Zaporoje și Herson, în care s-a organizat pretinsul plebiscit, ar susține anexarea teritoriilor. Între timp, ucrainenii care nu sunt de acord cu aceste Jocurile ale Kremlinului au hotărât să-și abandoneze casele pentru a ajunge în zone controlate de Kiev. Personal nu cred că referendumurile ar avea un fundament legal. E ca și cum ai forța oamenii să spună ceva sub amenințarea armelor. Din cauza că au organizat referendumuri, am decis să plecăm în grabă. Potrivit unor surse, teritoriile ocupate împreună cu Crimea vor forma o nouă regiune în componența a Federației Ruse, care ar urma să fie administrată de fostul viceprim-ministru rus, Dmitri Rogozin. Comunitatea internațională și Occidentul au declarat ilegale pretinsele referendumuri organizate în condiții de agresiune și război. We and many other Statele Unite ale Americii și multe alte țări au anunțat deja foarte clar. Nu o vom face. Sub nicio formă nu vom recunoaște vreodată anexarea teritoriului ucrainan de către Rusia. Adjunctul secretarului general al ONU pentru afaceri politice, Rosemary Di Carlo, a reiterat marți la o reuniune a Consiliului de Securitate sprijinul Națiunilor Unite pentru integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute.